Septembrie este o lună specială pentru noi creștinii ortodoxi. Marchează începutul anului bisericesc. Este un moment de reflecție și de reînnoire spirituală. Un timp în care ne reamintim de valorile și tradițiile noastre străvechi. Este un timp al noilor începuturi. Un timp pentru a reflecta la anul care a trecut și pentru a privi cu speranță la anul care vine. În această perioadă, ne rugăm mai mult, aprindem lumânări și ne adâncim în credință, căutând să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Această lună este plină de sărbători religioase importante care ne amintesc de dragostea și mila lui Dumnezeu. Participăm la procesiuni religioase, cântăm imnuri sacre și ne bucurăm de comunitatea noastră de credincioși. Ne amintim de sacrificiile făcute pentru noi. Fiecare lumânare aprinsă, fiecare rugăciune rostită, ne aduce aminte de jertfa supremă a Domnului nostru Iisus Hristos și de dragostea sa nemărginită pentru noi. Celebrăm victoriile câștigate în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare sărbătoare, fiecare moment de comuniune, ne întărește credința și ne reamintește de puterea rugăciunii și a credinței. Pe măsură ce începem un nou an, ne amintim că îndurările lui Dumnezeu sunt noi în fiecare dimineață. Fiecare răsărit de soare ne aduce o nouă oportunitate de a ne reînnoi credința și de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Putem să ne apropiem cu încredere de tronul Harului, știind că El ne aude rugăciunile și ne va răspunde după voia Lui perfectă. În comunitatea noastră ne susținem unii pe alții. Ne rugăm împreună și ne încurajăm să rămânem tari în credință. Să îmbrățișăm acest sezon al noilor începuturi cu inimile deschise, gata să primim toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Fie ca fiecare zi din acest nou an bisericesc să fie plină de pace, iubire și har divin și să ne aducă mai aproape de scopul nostru spiritual. În Biserica Ortodoxă, sărbătorile sunt marcate în calendar cu cruci. O cruce roșie semnifică o zi de sărbătoare deosebit de importantă. Aceste zile cu cruce roșie comemorează adesea evenimente majore din viața lui Iisus Hristos sau a Maicii Domnului. Sunt zile cu o semnificație spirituală profundă, care ne cheamă la o reflecție și o rugăciune mai profundă. În septembrie, sărbătorim trei mari sărbători marcate cu o cruce roșie. Începutul anului bisericesc, nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci. Fiecare dintre aceste sărbători ne spune o poveste unică. Ele ne oferă lecții valoroase pentru viața noastră de astăzi. Ne amintesc de puterea și măreția Dumnezeului nostru. Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, este o ocazie de bucurie. Este un moment în care credincioșii din întreaga lume se adună pentru a onora nașterea celei care avea să devină mama lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ne amintim de nașterea miraculoasă a Fecioarei Maria, un eveniment care a schimbat cursul istoriei religioase. Această naștere a fost un semn al harului divin și al promisiunii lui Dumnezeu pentru omenire. Născută din părinți în vârstă, Ioachim și Ana, nașterea Mariei a fost o dovadă a fidelității lui Dumnezeu. Ioachim și Ana au fost binecuvântați cu un copil după ani de rugăciuni și speranțe, demonstrând că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. A fost un răspuns la rugăciunile lor fierbinți, o dovadă că Dumnezeu ascultă și răspunde celor care se roagă cu credință și devotament. Această poveste ne amintește de puterea rugăciunii și de importanța perseverenței în credință. A fost un semn că Dumnezeu avea un plan special pentru această tânără fată. Maria a fost aleasă să joace un rol crucial în planul divin de mântuire a omenirii, un rol care a fost prefigurat încă de la nașterea ei. Această zi de sărbătoare este o celebrare a maternității. Este un moment în care recunoaștem și onorăm toate mamele, care, asemenea Fecioarei Maria, își dedică viețile pentru binele copiilor lor și al comunității. Este o amintire a rolului special pe care femeile îl joacă în planul lui Dumnezeu pentru omenire. Femeile, prin credința și devotamentul lor, au fost și continuă să fie pilon ai comunităților religioase și exemple de virtute și curaj. Ascultarea Mariei și dorința ei de a spune da lui Dumnezeu au deschis calea pentru mântuirea noastră. Prin acceptarea voinței divine, Maria a devenit un model de supunere și credință pentru toți credincioșii. Viața ei este un exemplu pentru noi toți. De la nașterea ei miraculoasă până la rolul ei de mamă a lui Iisus,
Fiecare moment din viața Mariei ne învață despre iubire, sacrificiu și devotament. Povestea ei ne încurajează să avem încredere în timpul lui Dumnezeu și să ne supunem voinței lui. În fiecare an, pe 8 septembrie, ne amintim de aceste lecții și ne străduim să le aplicăm în viețile noastre, inspirându-ne din exemplul Fecioarei Maria. Pe 14 septembrie, comemorăm înălțarea Sfintei Cruci. Această zi de sărbătoare marchează găsirea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin. De asemenea, comemorează readucerea crucii la Ierusalim, după ce fusese capturată de perși. Crucea este un simbol puternic al credinței noastre. Reprezintă sacrificiul suprem pe care Iisus Hristos l-a făcut pentru păcatele noastre. Este o amintire a iubirii și milei sale. Este un simbol al speranței și al victoriei. Crucea nu este un simbol al înfrângerii, ci al triumfului. Pe cruce moartea a fost învinsă de viață. Păcatul a fost învins de har. Pe lângă sărbătorile cu cruce roșie, luna septembrie este plină de alte zile de sărbătoare importante, marcate cu o cruce neagră. Aceste zile comemorează sfinți și evenimente care ne-au modelat credința și continuă să ne inspire și astăzi. De exemplu, pe 5 septembrie, sărbătorim pe Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Zaharia a fost un om drept care a rămas credincios lui Dumnezeu chiar și atunci când s-a confruntat cu îndoială și incertitudine. Povestea lui ne amintește că Dumnezeu își ține promisiunile. El este întotdeauna credincios cuvântului său. Deși nu sunt la fel de importante ca sărbătorile cu cruce roșie, sărbătorile cu cruce neagră sunt totuși importante pentru credința noastră. Ne amintesc că facem parte dintr-o poveste mai amplă, o comuniune a sfinților care se întinde de-a lungul timpului și al veșniciei. Acești sfinți au trăit vieți pline de credință și curaj. S-au confruntat cu persecuții și greutăți. Au rămas fideli credinței lor. Poveștile lor ne inspiră, ne încurajează să trăim vieți demne de chemarea pe care am primit-o în Iisus Hristos. Calendarul bisericesc complet pentru septembrie 2024 este următorul. 1 septembrie, începutul anului bisericesc, sărbătoare cu cruce roșie. Aceasta este o zi de mare importanță pentru credincioșii ortodoxi, marcând începutul unui nou ciclu liturgic și oferind ocazia de a reflecta asupra anului care a trecut și de a se pregăti spiritual pentru cel care urmează. 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, o altă sărbătoare cu cruce roșie. Această zi este dedicată celebrării nașterii Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos, și este un moment de bucurie și rugăciune pentru toți credincioșii. 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci, de asemenea o sărbătoare cu cruce roșie. Aceasta este o zi de comemorare a descoperirii Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos, un simbol central al credinței creștine. 5 septembrie, Sfântul Proroc Zaharia, sărbătoare cu cruce neagră. Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, este cinstit pentru rolul său profetic și pentru credința sa neclintită. 9 septembrie, Sfinții Părinți Ioachim și Ana, o altă sărbătoare cu cruce neagră. Acești sfinți sunt părinții Fecioarei Maria și sunt venerați pentru devotamentul lor și pentru rolul lor în planul divin. 22 septembrie, Sfântul Cuvios Teodosie de la Braz, tot o sărbătoare cu cruce neagră. Sfântul Teodosie este cunoscut pentru viața sa ascetică și pentru contribuțiile sale la monahismul ortodox. Și 27 septembrie, Sfântul Cuvios Antim Ivireanul, o sărbătoare cu cruce neagră. Sfântul Antim este venerat pentru munca sa de tipograf și pentru eforturile sale de a răspândi credința ortodoxă. Acest calendar ne servește drept ghid pentru călătoria noastră spirituală de-a lungul lunii. Fiecare zi marcată cu o cruce roșie sau neagră ne amintește de sfinții și evenimentele importante din istoria bisericii noastre. Ne amintește de importanța de a ne face timp pentru rugăciune, reflecție și închinare. În acest mod ne putem întări credința și putem găsi pacea interioară necesară pentru a face față provocărilor zilnice. Calendarul bisericesc este mai mult decât o simplă listă de date. Este un instrument de îndrumare spirituală și de comuniune cu Divinul. Anul liturgic este ca o bătaie a inimii, un ritm care ne călăuzește prin viața lui Hristos. Este un ciclu de sărbătoare și post,
de bucurie și pocăință. Participând la anul liturgic, intrăm mai profund în misterele credinței noastre. Experimentăm bucuria învierii, simțim durerea răstignirii, suntem transformați de harul lui Dumnezeu. Septembrie este un timp pentru reflecție și reînnoire. Pe măsură ce începem un nou an bisericesc, să ne examinăm viețile, să ne întoarcem de la păcat și să ne îndreptăm spre Hristos. Să căutăm să creștem în credința și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Fie ca această lună septembrie să fie o lună de creștere spirituală și binecuvântări pentru tine și cei dragi ție. Harul și pacea lui Dumnezeu.